Am revenit, doamnelor și domnilor, ei bine, da, este greu de crezut că în România zilelor noastre există încă, din nefericire, copii care cer unui Moș Crăciun o portocală, sau cer un pix, sau cer un caiet, sau un ghiozdan, pentru că cel pe care îl foloseau nu mai arată așa cum ar trebui să arate. Există, din păcate, astfel de copii și, din fericire, pentru acești copii, există și Moși Crăciuni care s-au arătat interesați și au dorit din tot sufletul să facă niște acțiuni frumoase acum în preajma sărbătorilor. Deși, din punctul meu de vedere, astfel de acțiuni ar trebui făcute pe tot parcursul anului, pentru că acești copii au nevoi pe tot parcursul anului, nu doar de Crăciun sau de Paște. Alături de mine pentru a discuta despre acest proiect se află doi oameni care nu se află la prima inițiativă de acest gen. Este vorba despre părintele Radu Nicolae. Bună seara, părinte, bună și bine ați venit alături de noi. Bine v-am găsit. Și domnul Dan Ștefănescu, bună seara. Ați mai fost aici la noi în studio când vorbeam despre fetițele Manea. Despre acele fetițe crescute de tată, a căror viață, din fericire, la momentul la care noi vorbim, asta se întâmpla undeva în primăvară, suntem în decembrie 2015, spuneam, a căror viață în momentul de față s-a schimbat. Bună seara, mulțumesc frumos de invitație. Victor Preda, bineînțeles, colegul meu, dumneavoastră și colegul în continuare alături de mine. Da, în primul rând pot să spun că, într-adevăr, pentru cazul familiei Manea, cum de sărbători se întâmplă lucruri minunate, lunea ianuarie se vor schimba foarte multe lucruri. Nu voi intra momentan în detalii, toate la timpul lor. Dar referitor la ce spuneați, ca și Moș Crăciuni, într-adevăr, noi am fost inițiatorii unui mare proiect, pot să-i spun unic la nivel de municipiu Câmpina. Un proiect care a pornit așa, părinte, de la o inițiativă. Da. 10 copii care aveau, care făcuseră acele scrisori și niciun voluntar. Cred că a fost așa ca un bulgăre de zăpadă. Practic, nu v-ați așteptat la acest feedback sau mă înșel din partea oamenilor, bineînțeles. A fost o mare surpriză să constat că în urma promovării pe care domnul Ștefănescu a făcut-o pe pagina dumneavoastră pe Facebook, inițiativa aceasta să capete dimensiunea pe care a căpătat-o. N-am putut fi decât fericit că se întâmplă asta în orașul meu, în țara mea. Și ceea ce este și mai îmbucurător este că, iată, în momentul de față vorbim de 125 de Moș Crăciuni și 106 copii cu care au redactat acea scrisoare către, da, către moșul. Adică mai mulți voluntari decât copii. Mai mulți oameni interesați să fie Moș Crăciun pentru aceste suflete. E bine că e așa. E bine. E foarte bine că e așa. E Crăciun. Ce arată acest lucru? Arată implicarea oamenilor, în primul rând pentru a oferi ceva cuiva care într-un anumit moment se află într-o situație, pot să-i spun, dramatică. Precum povestea părintele Radu, tot a pornit de la 10 scrisori și o idee de-a dânsului prin care hai să vedem cine dorește la 10 copii să ofere un cadou. Am stat de vorbă, am stabilit o anumită mecanică a acestei acțiuni, simplă de altfel, și a fost postat un singur anunț pe acest grup de Facebook Atitudine Socială în Câmpina. Și au venit reacții. În momentul acela, în 24 de ore, a fost următorul feedback. Undeva 20 de membri ai grupului au scris scurt. Vreau și o scrisoare, doresc o scrisoare, vreau să ajut. Da. Pe partea cealaltă, în loc de 10 scrisori, au început să vină scrisorile. Mai am una, mai am 5, mai am 10. În 3 zile am ajuns la 60 de scrisori și undeva la 80 de voluntari fără nicio implicare din partea mea sau a părintelui, de a-i coopta, de a-i ruga să vină. Fiecare și-a exprimat dorința benevol de a participa cu un cadou pentru o scrisoare individuală. Au spus, vreau să cumpăr acest cadou pentru acest copil. Nu știu, mă gândesc că mulți dintre cei care ne urmăresc în momentul de față, multora li se pare greu de crezut faptul că există copii, din păcate, în zilele noastre, care cer lui Moș Crăciun o portocală. Mie una mi s-a părut ceva așa, parcă de... Mi se părea că visez. În momentul în care am văzut acele scrisori și am văzut că există copilași care spun vreau un stilou sau vreau o portocală sau vreau un penar. Acum adică câteva lucruri luni... pe care orice copil le are în fiecare zi. Acum câteva luni vedeam la televizor oameni politici care ne anunțau că trăim în țara care are cea mai mare creștere economică din Europa.
Eu cred că atunci visam, nu acum, că suntem... Asta e de fapt realitatea, cu părinți care nu le pot oferi copiilor un cadou de Crăciun. Și realitatea asta cine ar trebui să o vadă? O văd eu, o vezi tu, o văd invitații. Cei care deschid ochii, cei care deschid ochii, cei care merg pe stradă, cei care trăiesc în România reală, adevărată. Și cine ar adevărată. Trebui să o vadă? Păi ar trebui să o vadă cei care gestionează bugetele, care n-au nicio treabă cu ce se întâmplă cu adevărat în țara asta, care... Chiar dacă își imaginează sau chiar dacă află că sunt părinți care nu își permit să cumpere un cadou modest până la urmă ca valoare financiară, dacă vorbim de câteva portocale sau de un ghiozdanel, o portocală. Corect, pot să intervin eu puțin. Acest proiect în cele două săptămâni de existență, apropiindu-se de final mâine în preajma sau în ajunul venirii Moș Crăciun, pot spun că a acoperit mai multe clase sociale sau mai mult, pot să-i spun și naționalități. Au fost și copii romi care au beneficiat de aceste cadouri. Sunt tot copii. Sunt tot copii, chiar dacă au altă naționalitate. Am primit acele scrisori de la persoane funcționari în instituții publice, școli, de exemplu, care mi-a spus, dacă sunt rom, crezi că ei pot să primească, au situații... Dar contează? Pentru noi nu au contat în a trimite o scrisoare anumitor persoane. Pur și simplu am strâns aceste scrisori, 106 scrisori, am creat un folder, nume și le-am alocat persoanelor ce doreau. Sincer să fiu, am ajuns și eu la câteva persoane, da, pentru a vedea exact situația lor familiară. Am rămas uimit de ceea ce vorbeați, că anumite instituții publice nici măcar nu știu de existența celor oameni în ce stau ca și condiții. Să găsești 5 oameni în orașul Câmpina, în 2015, într-o cameră, copil bolnav în pat, da? Fără posibilitatea de a se deplasa, 245 persoane. Credeți că acele persoane, fără absolut niciun ajutor social, pot fi sau nu pot fi înregistrate într-un regim social în cadrul unei primării? Copil bolnav care a făcut și el o scrisoare către Moș Crăciun, pe care o să o vedem în secundele următoare și care i-a cerut prin Moș Crăciun pe împărși. Haideți să vedem materialul, să vedem exact ce au cerut acești copilași lui Moș Crăciun și revenim la discuție. Dragă Moș Crăciun, te rog mult să-mi aduci câteva cadouri, dulciuri, chipsuri, lanternă. Te iubesc, Moș Crăciun, că ești drag și ești bun. Vasile. Dragă moșule, mă numesc Alexandru și anul ăsta am fost cu minte și ascultător. Am ajutat pe cei care au avut nevoie de ajutor. Mi-aș dori, dacă se poate, de îmbrăcat, de încălțat. Atât am nevoie. Bineînțeles, numai dacă se poate. Alți copii poate au nevoie mai mult ca mine. Aștept ce poți tu să-mi oferi. Cu drag, Alexandru. Dragă Moș Crăciun, numele meu este Nebru Alexandru. Pentru că suntem trei frați și mama cu greu ne îngrijește, mi-aș dori ca anul ăsta de Crăciun să pot să am o pereche de încălțăminte de iarnă. Mulțumesc! Moș Crăciun, te rog din suflet să-mi aduci, dacă poți, blugi, lănțic, cercei, dulciuri, bentiță. Te iubesc, Moș Crăciun, am fost cu minte și am învățat bine. Ioana. Mă numesc Tudose Andreea Maria, sunt elevă în clasa 5-a la școala gimnazială numărul 3, strada Voila. Eu stau în Câmpina, strada Calea Doftanei numărul 199. Eu mi-aș dori de la Moș Crăciun următoarele lucruri. Un penar cu două buzunare, două pixuri cu gel albastru, două creioane bune, un pix cu gel cu roșu, o pereche Adidas, un set clame și cleștișor pentru păr, un ghiozdan mai mare cu mai multe buzunare, un brad de Crăciun pentru împodobit, să nu am vărsat de vânt, să aibă mami bani ca să poată să ne crească. Mă numesc Tudose Traian Cristinel, stau pe strada Calea Doftanei numărul 199 și sunt elev în clasa a 6-a la școala gimnazială numărul 3 de pe strada Voila. Și aș vrea, dacă pot, să-mi aduci următoarele daruri. Două pixuri, două ciocolățele, o portocală, un ghiozdan, o pistă mașinuțe Hot Wheels sau o mașinuță cu telecomandă. Dragă Moș Crăciun, numele meu este Natalia și de curând am aflat că ziua mea de naștere se poate sărbători de Crăciun. Mai am trei frați, de Crăciun mi-aș dori o geacă și o pereche de ghetuțe și multe accesorii de păr. Cred că surioara mea s-ar bucura mai mult pentru o păpușă Barbie cu care să se joace. Dragă Moș Crăciun, numele meu este Florin, am 9 ani și mai am 3 frați. De Crăciun mi-aș dori jucării pentru mine și frații, să ne jucăm, geci și căciulițe, dulciuri, dar mai ales Pampers și hăinuțe pentru cel mai mic frate. Am fost cu minte și am învățat așa și așa, mai ales că vin pe jos la școală zilnic.
Mă numesc Nebru Daniel, am vârsta de 7 ani, sunt în scaun cu rotile. Pentru că avem o situație grea, mamei mele îi vine foarte greu să-mi dea cele necesare. Așa că pentru anul acesta de Crăciun mi-aș dori să nu duc lipsă de Pampers, scuteci absorbante și unguiente pentru piele. Cu dragoste, Daniel. Da, este dureros că se întâmplă așa ceva, este dureros că sunt copii de 7, 8, 9, 10 anișori care cer așa ceva lui Moș Crăciun, dar, așa cum spuneam puțin mai devreme, este îmbucurător faptul că există oameni cu suflet care au dat curs acestor dorințe minime, spun eu. Tocmai simțeam să schimb nota de la dureros la este foarte încercăm bine. Încercăm să păstrăm un echilibru, părinte. Exact. Pentru că există oameni aceștia care n-au simțit să fie Moș Crăciun doar pentru creionul acela și portocala aceea. Și credeți-mă, cadourile au fost foarte consistente. Pachetele au fost parcă împachetate de către profesioniști. Era la mine la biserică o atmosferă extraordinară și a venit Crăciunul de mult, a venit Moș Crăciun de mult. Vă sunt tare fericit să văd dimensiunea acestor pachete. Și comentam cu domnul Ștefănescu, au primit lucruri la care poate nici nu visau. N-au visat vreodată. Da, da. N-au visat. Doamne, dar este impresionant. Un copil care să ceară un pic spugel albastru este impresionant. Și vorbeam de România reală și iată că are două laturi. Sunt și astfel de familii și de copii care visează la un pic spugel albastru sau, iată, la lucruri de strictă necesitate, la niște scutece absorbante, dar în același timp sunt și oameni care le oferă. Asta e România adevărată. România în care trăim cu toții, nu cea care stau la televizor. Oamenii pe bugete și nu-i habar n-au cum să le împartă, să le iasă lor cât mai bine. Într-adevăr, aveți dreptate. Din păcate, la ora actuală, ca în orice alt domeniu, profesional, să-i spun, și în viața privată a noastră, trebuie să existe un liant și un intermediar care să scoată în evidență aceste cazuri, care din păcate nu sunt promovate, să spun, de către autoritățile statului până la urmă, da? Pentru că sunt niște categorii defavorizate. Avem foarte multe instituții ale statului care ar trebui să se ocupe de astfel de situații. Cu siguranță au programele sau au planul lor de acțiune pe fiecare an, însă poate nu reușesc din anumite cauze să ajungă sau să facă exact ce vrem noi. Cred că aici vă poate completa foarte bine, părintele Radu. Autoritățile locale, județene, centrale, nu mai vorbim. Ați simțit vreo secundă că se implică în vreun fel în ceea ce privește soarta acestor copii? Eu încerc acolo unde s-a desfășurat proiectul, cel mai mult în cartierul meu, să fiu eu acea autoritate, biserica, și să mă ocup de lucrul ăsta. Și tocmai de asta s-au întâmplat lucrurile așa cum s-au întâmplat. Ce fac ceilalți, cred că vedem cu toții, părinte, vedem cu toții ce... Deci eu sunt tot timpul în casa acestor oameni. Majoritatea timpului sunt în casa lor. Sunt de sărbători, sunt în afara sărbătorilor. Au sărbători acești oameni? Da, au sărbători acești oameni. Pentru că dacă au primit portocala, pentru ei e o sărbătoare. Dacă au primit pixul cu gel albastru, pentru ei e o sărbătoare. Dorințele lor sunt așa de modeste și așa de mici, încât pentru mine, pentru noi, nu este deloc un efort să le facem din fiecare zi o sărbătoare, numai că am pierdut printre degete pixul sau portocala sau de care ne-am lipsit în orice moment. Da, da, să știți că acea portocală, dacă ai cu cine să o împarți și ai oameni dragi ție, valorează mult mai mult decât ar valora poate cea mai scumpă jucărie pe care să nu ai cu cine să o împarți. Ei au și cu cine se împartă. Să știți că sunt deosebit de firești, sufletește, acești oameni și acești copii. Vă asigur că dintre cei 4 frați, dacă au primit o portocală, nu va mânca unul dintre ei. O vor împărți la o vor împărți categoric, pentru că asta, acolo te aduce sărăcia. Pentru că asta e modul lor de a trăi. Dacă astăzi au luat găina, singura, acel ou va fi mâncat de toți 3-4 frații din casă. Mai era un băiețel, o să vedem un material în partea a doua a emisiunii, care îi cerea lui Moș Crăciun un brad. L-am întrebat dacă el a avut vreodată un brad. Și mi-a spus că nu a avut niciodată. A văzut doar la televizor sau în oraș. Și să știți că a primit acel brad. A primit acel brad. Sau un copil care și-a dorit o floare. Ne-am dus și a primit o floare. Noi pe Facebook am postat-o, da?
Și acea floare este pusă lângă patul lui, pe o comodă, da? O udă, este a patra zi, de când a primit, astăzi am primit o poză actuală. Floarea este și arată foarte bine, da? Spunea că este udată. Copil care, pe care îl bucură acea floare. Acea floare îi dă lui o speranță că există un Moș Crăciun sau un vis. Este vorba de un băiat. Și un băiat care a cerut lui Moș Crăciun, da, dar mi-a fi plăcut să vă arăt scrisoarea aceea pe care nu am trimis-o domnului Ștefănescu. Am păstrat-o și am vrut să onorăm noi scrisoarea aceea. Aș fi vrut să o vedeți, pentru că inițial scrisese jucării. Așa. Și cu o linie a tăiat jucării și a scris flori. Ce denotă asta, părinte? Mă gândesc, ce-o fi în sufletul unui copil? O nevoie de iubire. O nevoie de iubire, dacă gândim dincolo de acele o sensibilitate extraordinară și cred că și nevoia lui de a avea la rândul lui grijă de ceva și de cineva. Floarea aia pentru el cred că nu e numai ceva. Părinte, vă ascult și vă ascult pe amândoi și mi-a venit în minte titlul unei cărți scrise de Marele Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi. Și mi-am dat seama că bucuria e de ambele părți. Bucuria este și a copiilor care primesc pixul cu gel albastru sau portocala sau floarea, dar bucuria la fel de mare este și acelui care dăruiește, care poate să facă o asemenea. Știți ce am mai văzut în esența acestui proiect? Ideea vine de la părintele Radu, inițială. Copiii vor face aceste scrisori fără părinții de față. De ce? Pentru a vedea exact ce își dorește un copil. Copil de între 3 ani și 18 ani, pentru că și la 18 ani este tot un copil. Acești copii au făcut scrisorile ori lângă bunici, ori singuri. Și atunci, din imaginația, din dorința și din situația lor familială, că este bună, mai puțin bună sau săracă, și-au amintit și au vrut exact ceea ce își doresc. Da? Tocmai acest lucru a dus ca toți beneficiari, toți donatorii implicați benevol în acest proiect să aibă o sensibilitate mărită. Da? Pot să vă spun că toți mi-au trimis pe privat și am discutat cu ei fotografii, comentarii, am și postat pe Facebook comentarii între ghilimele fără să le dezvăluie identitatea din partea celor care au oferit aceste cadouri, mesaje emoționante prin care persoana care a vrut să doneze, da, nu a dat nimic la mâna a doua sau care a fost. Totul a fost asta nou. Asta ulterior oferirea acelui cadou. Ulterior, da. S-au dus, au interacționat cu persoana respectivă, emoția a fost maximă, da? Iar mesajul final, cu siguranță și la anul, voi interacționa cu acel copil pentru că m-a afectat, copilul m-a fost implicat, copilul m-a vrut să cumpere la cățelul din curte un pachet de mâncare. Ne-am întors la Kaufland și am cumpărat și cățelul lui mâncare. Da, să pentru că, impact așa emoțional. Cum spuneam puțin mai devreme, acești copii trebuie ajutați nu doar de Crăciun și de Paște, pentru că viața nu se rezumă doar la ziua de Crăciun sau la ziua de Paște. Revenim la discuția noastră după o scurtă pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, ne întoarcem în câteva minute.